Hristos a înviat, dragi telespectatori! Iată, suntem adunați aici, așa cum vedeți, de la mic la mare, interpreți foarte talentați, care vin să vă încânte pe dumneavoastră. Așa cum știți, sunt Eugenia Ignat, realizator de emisiuni folclorice. Mă plimb din dragoste de cântec, din dragoste de tradiție, pe toate meleagurile țării noastre. Și iată, am poposit și în inima Bucovinei. Bat la poarta afirmării pe drumurile mele, îmi dau întâlnire cu interpreții dragi care, iată, s-au pus în slujba cântecului și am întâlnit aici o doamnă profesor, croitorul Luminița Chiriac. Iată, oameni care, zic eu, îi pune Dumnezeu în această slujbă, un îndrumător frumos care iubește tradiția, pune atâta suflet și după multă strădanie, se vede că este o a doua mamă la atâția îngeri de copii. Și rezultatele nu întârzie să apară, pentru că o să vedeți că îmi dați dreptate, copiii sunt foarte bine pregătiți. Și felicit pe această doamnă profesoară pentru toată munca depusă, dar felicit în același timp și părinții, pentru că sigur că au multe cheltuieli ca și copiii să fie pe acest drum al cântecului. Hristos a înviat! Adevărat a înviat și bine ați venit în frumoasa noastră Bucovina! Bine v-am găsit! Ne spus că suntem alături de dumneavoastră cu acești copii minunați care fac parte din grupul Humoreanga de la Clubul Copiilor Gura Humorului, a cărui coordonator sunt eu. Suntem fericiți că astăzi, în zi de sărbătoare, putem fi alături de dumneavoastră, de telespectatorii dumneavoastră. Dorim să vă urăm Paște fericit, liniște sufletească și tot ce este mai bun să vă înconjoare. Aveți niște emisiuni deosebite și le urmărim cu mare, mare drag. Mă bucur. De aceea sunt neobosită de multe ori pentru a ajunge, iată, în toate colțurile țării. Chiar acum la dumneavoastră ajung din Republica Moldova. Și acolo sunt tineri talentați, da, și profesori, da, inimioși. Da. Și iată, acești tineri ne promit că vor duce mai departe tradiția poporului nostru și aici, în inima Bucovinei, se păstrează cu atâta sfințenie. Iată, costumele populare grăitoare ne grăiesc despre mâinile harnice pe care le-or țesut, le-or cusut. Și sunt mândria poporului nostru. Dar noi ne-am adunat aici, iată, de Sfintele Sărbătorii, știm cu toții că această mare, mare sărbătoare, când Domnul Iisus Hristos s-a răstignit pentru noi, pentru păcatele noastre, a tuturor, și iată, ne dă posibilitate de mântuire prin înviere. Prin învierea sa ne promite că avem parte și noi de împărăție. Acolo unde s-a urcat Domnul Iisus Hristos, ne vom urca cu fiecare, dacă, bineînțeles, vom lucra în ziua Domnului, adică cum să lucrăm, să participăm la Sfintele Liturghii și să-L slăvim prin cântec. Mă bucur că ați cântat la noi și pricesne. Da, sunt două pricesne deosebite care anul acesta am reușit să le filmăm și să facem videoclip frumos. Nu se poate la noi în Bucovina fără ca și copiii să cânte pricesne. Așa este, că mă duc și prin alte zone ale țării și văd că nu se cântă priceasnă și chiar mă doare sufletul. Sunt mai greu de interpretat, dar cu multă muncă, cu disciplină reușim. Așa, foarte bine. Iată,
atunci când interpretăm un cântec la bucurie și facem loc și la Domnul Iisus Hristos în cântecele noastre, îi facem și Lui loc, ca să-i aducem slavă prin cântec, este înălțător la cer. Atunci Dumnezeu ne zâmbește. Trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ceea ce ne dă. Haideți să și ciognim și cât e un ou și să și ne punem un pahar de vin, că așa, așa se servește de Sfintele Sărbători. Haideți, haideți să ciognim. Aveți? Aveți ouă? Așa. Și să zicem un Hristos a înviat. Hristos a înviat. Adevărat că a înviat. Și dumneavoastră ciocniți. Să aveți sănătate, multă lumină în suflete, să pogoare Domnul Iisus Hristos din cer în fiecare casă a dumneavoastră și în fiecare suflet. Și să ne ajute Bunul Dumnezeu să avem înțelepciunea aceea de care trebuie să știm cum să slujim la Dumnezeu. Hristos a înviat! Doamne, ajută poporul meu iubit! Hristos a înviat!